Iată că a venit momentul așteptat de toți abonații cu sufletul la gură. Și anume, cum demonstrăm că Harap al de Ion Creangă e bazm cult? Nu poți demonstra nimic dacă nu știi două chestii. Povestea lui Harap Alb și definiția și caracteristicile basmului cult. Definiția am discutat-o deja pe larg în alt clip. Link în descriere. Doar că acolo era vorba de basmul popular. Nu-i stres? Tot ce trebuie să faci e să tai aparținând literaturii populare, creație anonimă, bla bla bla, și să pui acolo cu autor cunoscut. Cât despre poveste, te rezolvă fratele tău. Să începem cu numele personajului. Pe ăsta nu-l cheamă de fapt Harap Alb, nici măcar nu știm cum îl cheamă. La începutul poveștii, el e numit Fiul Craiului și spânul botează Harap Alb după ce îi dă țeapă cu fântâna. Harap înseamnă om negru, care pe vremea aia era sinonim cu sclav. Deci Harap Alb înseamnă negru alb, adică e un sclav negru, doar că e alb. E ca și cum l-ar chema sclavet caucazian. Rasist? Parcă simt așa un pic de aromă. Basmul începe cu cuvintele: a mucică era odată într-o țară un crai. Bum! Deja avem prima caracteristică a basmului, adică formula inițială. De obicei e aia cu a fost odată ca niciodată, adică n-a fost. Mai sofisticat, totul se petrece într-un timp atemporal, un timp ca niciodată. Creangă trece peste partea cu niciodată și zice că totul se petrece cândva în trecut. Prin cică era odată, tot el vrea să ne spună că poate era, poate nu era. Adică nu își asumă nicio responsabilitate pentru poveste. Formula inițială vine la pachet cu formula mediană și formula finală. În Harap Alb, formula mediană e căci cuvântul din poveste înainte mult mai este, care apare de mai multe ori pentru că basmul ăsta e lung ca dracu. Formula finală o păstrez pentru sfârșit ca să nu vă stric surpriza. Să continuăm. A mucică era odată într-o țară un crai care avea 3 feciori. Bum! 3 feciori! Din nou am dat de aur. Alt element specific basmelor e apariția cifrelor magice. Aproape toate sunt 3 sau multipli de 3. Deci, dacă știi să numeri din 3 în 3, o să le găsești și în Harap Alb. Oricum, ți le spun eu acum. Avem 3 fii ai craiului, 3 verișoare, 3 întâlniri ale lui Harap Alb cu spânul, 3 smicele de măr dulce, 3 probe la care e supus de spân, 6 probe la care îl supune împăratul roș și 9 adjuvanți. Aflăm că Verde Împărat, fratele Craiului, s-a chinuit degeaba în pat cu împărăteasa că i-au ieșit numai fete. Problema e că pe vremea aia fetele erau un fel de cățeluși la casa omului. Nu moșteneau nimic și n-aveau drepturi. Nu intru acum în subiect, dacă nu știai asta mai pune și tu mâna pe o carte. Porcule. Ideea e că ăsta Verde n-are cui să-i lase împărăția de la capătul pământului, așa că îl roagă pe Fraxu să-i trimită un băiat. Întrebarea e, care dintre cei 3 fii merită să meargă și să moștenească împărăția? Primul care încearcă e cel mare. Ca să vadă dacă are ce-i trebuie, Craiul își trage o blană de urs peste cap, îl așteaptă pe ăsta la un pod și îl sperie. Amărâtului îi se înfige morcovul, renunță la călătorie și se întoarce cu coada între picioare. La fel pățește și fiul mijlociu și rămâne doar mezinul. Aici avem o chestie care se numește motivul mezinului. Adică, în basme, de cele mai multe ori reușește ăla micu. Toată povestea asta cu frații ne ajută să ne dăm seama cât de curajos e personajul principal. Fără frați, faptul că Harap Alb nu s-a speriat de taicăsul deghizat în urs nu mai e așa de impresionant. Dar până atunci mai e ceva. Când vede Craiul că i s-a întors fiul mijlociu, e dezamăgit. Citat. Cum văd eu, frate meu se poate culca pe o ureche din partea voastră. La sfântul așteaptă să împlini dorința lui. Halal de nepoți ce are. Vorba aceea, la plăcinte înainte și la război înapoi. Bingo! Tocmai am dat peste o chestie specifică lui Creangă. Ăsta presare peste tot prin basme vorbe de duh, proverbe și zicători. La Bac scrie că asta e o dovadă de erudiție paremiologică și o să facă aia pipi pe aia de fericire când vede ce băiat citit și cult ești. Dar să continuăm cu basmul că vorba aia, căci cuvântul din poveste înainte mult mai este. Al treilea fiu, mezinul,
Sta necăjit și se gândea la ghinionul fraților săi când deodată îi iese o babă în cale. Asta îi zice că e înțeleaptă, puternică, vede viitorul, bla bla bla, după care îi cere un ban. Ăsta micu îi dă ca un fraier și baba îl sfătuiește să nu plece la drum fără calul, armele și hainele cu care a fost taicăsu Mire. Îi mai spune și că poate găsi calul punând jăratic într-o tavă și alegându-l pe ăla care mănâncă de acolo. După ce termină de vorbit, baba se ridică deodată în văzduh și dispare. Cha-ching! Încă o trăsătură clasică a basmelor. Pe lângă personaje realiste, avem și personaje supranaturale. Știm că baba e supranaturală pentru că de obicei cele mai multe babe nu își iau zborul de pe stradă. Harap alb, spânu, craiu sunt personaje realiste, în sensul că te-ai putea întâlni cu ei în autobuz. Sfânta Duminică, cerbul fermecat, calul năzdrăvan sunt personaje supranaturale, în sensul că nu sunt naturale, adică conțin euri. Fiul craiului face tot ce i-a spus baba și găsește calul. Culmea, calul ăsta știe să vorbească, e bătrân și urât, dar devine tânăr și neliniștit și are puteri magice. Merge repede ca gândul, se ridică până la ceruri și altele. Până la urmă, ăsta micu suie pe cal și pleacă și el în călătorie. La pod îl așteaptă taicăsu deghizat în urs, numai că de data asta fiul craiului nu se sperie și atacă. Tatăl îi spune să nu lovească, îi arată cine e și îl binecuvântează, urându-i călătorie plăcută și sfătuindu-l să se ferească în drumul lui de omul roș și de cel spân. Aici avem alt motiv specific basmelor, pe nume motivul podului. Podul e un simbol pentru trecerea dintr-un spațiu în altul. În cazul nostru, Harap alb părăsește lumea cunoscută și trece în cea necunoscută. Pleacă din casa tatălui, renunță la inocență și la protecție și se maturizează. De acum încolo va trebui să se descurce singur. Cu binecuvântarea tatălui, intră fiul craiului în pădure, unde se întâlnește cu spânul, pe care îl refuză de două ori și a treia oară acceptă să-l ia de slugă. În drum le iese o fântână, în care, prin vicleșug, spânul reușește să-l bage pe fiul craiului. Ca să iasă de acolo, ăsta se jură să devină el sluga și să se numească, de acum încolo, Harap alb. Piu, 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 hopa! Alarma asta de Ford Escort din 94 ne atenționează că tocmai am dat peste două elemente specifice basmului. Deci avem o porție dublă. Deci au îndesat și mai multă cremă gustoasă în cornulețul fraged al poveștii. Cel mai important e faptul că ne întâlnim cu spânul, care e un dubios sinistru. În orice basm, e esențial să existe un conflict între forțele binelui și ale răului. În echipa binelui îl avem pe Harap alb, Sfânta Duminică și alții. Și în cea a răului e spânul, împăratul roș și așa mai departe. La final, binele învinge. Dacă prin bine înțelegi Harap alb, eu unul țineam cu spânul. În majoritatea basmelor, răul cel mare e un personaj supranatural, un zmeu, o zgripțuroaică, ceva. În Harap alb, răul e reprezentat de un om, spânul. Deci Harap alb primește un punct în plus pentru profunzime filozofică. Tot în pădure întâlnim și motivul labirintului, adică alt motiv care demonstrează că avem de-a face cu un basm cult. Prin pădure lui Harap alb citat, îi se închide calea și începe a-i se încurca cărările, am încheiat citatul, adică ajunge într-un labirint. Labirintul e un motiv literar vechi de când lumea. Într-un labirint a închis regele Midas Minotaurul și în labirint se întâlnește și Harap alb cu spânul. Simbolul labirintului e în felul următor. Un drum greu de descifrat conține o taină. Rătăcirea prin labirint a personajului este un proces de maturizare. Aici, Harap alb începe să ia singur decizii, renunță la sfatul tatălui și acceptă compania spânului. După țeapa de la fântână, ăștia merg și merg cale de 9 mări, 9 țări și ajung la împăratul verde, unde sunt primiți cu bucurie. Acolo, spânul se comportă ca ultimul nesimțit și fetele încep să creadă că Harap alb ar fi de fapt fiul craiului. Ca să scape de el, spânul îi dă lui Harap alb 3 sarcini imposibile. Sarcina 1. Să aducă salată din grădina ursului. În timp ce savura spânul salată la masa împărătească, împăratul îi zice ce prețioasă e și cât de greu se obține și ăsta îi poruncește omului nostru de bază Harap alb să-i aducă salată. Cu ajutorul calului, hărăpelul ajunge la casa babei de dinainte, care, ce să vezi, era Sfânta Duminică. Asta prepară un cocktail numai bun de adormit ursul, ursul adorme și ioboi Harap alb culege salata și o aduce spânului. Sarcina 2.
Misiunea Cerbul. Într-o zi vine împăratul și arată spânului niște pietre scumpe și mișto rău. Ăsta află că sunt pietre speciale care cresc pe pielea unui cerb magic care, dacă pune ochii pe tine, crapi instantaneu. Harap Alb face vizita clasică la Sfânta Duminică, de la care primește obrăzarul și sabia lui Statu Palmă Barbăcot. Ping, ping! Dar vai! E clopoțelul care ne anunță că am dat peste altă caracteristică a basmului cult, și anume obiecte și alte noțiuni cu atribute supranaturale. În cazul nostru, astea sunt sabia și obrăzarul lui Statu Palmă Barbăcot, smicelele de măr, apa vie și apa moartă, munții care se bat în capete și altele. E vorba de obiecte magice, cum e păturica de invizibilitate a lui Harry Potter, de care se folosește personajul principal ca să rezolve câte o treabă mai dificilă. Ca să nu mai lungim, Harap Alb sapă o groapă, așteaptă cerbul, îl decapitează, așteaptă să moară lent și sinistru, după care ia pielea și capul și le dă spânului. Dacă ați fost atenți până acum, ați văzut că Harap Alb a învins un urs și un cerb. Coincidență? Nu! Avem de-a face cu un motiv clasic al bazmelor, și anume motivul probelor. În orice bazm, eroul trebuie să treacă niște probe. Exact așa face și omul nostru, așa că nu uita să menționezi asta în lucrarea de bac. Dacă vrei să fii mai sofisticat, poți spune că și probele care implică cele două animale se trag din niște probe cât se poate de adevărate pe care le înfruntau băieții pe vremuri. În multe culturi, un băiat era trimis la vânătoare și dacă reușea să ucidă un animal mare, așa ca mine, și puternic, se considera că a devenit bărbat. Indienii credeau că puterea animalului se transfera cumva de la animal la vânător. Poți vedea asta în multe filme din zilele noastre. Un tată și ia băiatul la vânătoare și îl învață să tragă cu arma. De obicei, ceva nu merge cum trebuie și băiatul e forțat să se maturizeze mai repede decât ar fi cazul. Cam așa și cu Harap Alb, ceea ce ne duce la sarcina 3. Să caute fata împăratului roș. A treia și ultima sarcină e un fel de boss level care nu poate fi bătut fără să treci prin alte mini-questuri. De ce e așa de greu? Bună întrebare! Mai ții minte când la început i-a spus taicăsu să se ferească de spân și de omul roș? Ei bine, acum trebuie să dea și de omul roș, adică avem de-a face cu încălcarea celei de-a doua interdicții, care declanșează repetarea unor motive. Apare din nou motivul călătoriei, al adjuvanților și al probelor. Nu le mai explic a doua oară că nu sunt harapul vostru pe care l-ați păcălit în fântână. Merge Harap Alb ce merge și ajunge la alt pod, unde nu îl așteaptă taicăsu un costum de urs, dar dă de o nuntă de furnici. Sute de furnicuțe petreceau pe pod și ăsta decide să nu le calce și să treacă prin apă. Drept răsplată, o furnicuță zburătoare îi dă o aripă mică și spune să-i dea foc atunci când are nevoie de ajutor. Apoi dă peste un roi de albine care n-are unde să aterizeze și să se odihnească. Le lasă să stea în pălăria lui cât timp scobește și aranjează o buturugă numai bună pentru ele. Drept răsplată, primește o aripă și de la crăiasa albinelor cu aceleași instrucțiuni. Tot pe drum se întâlnește cu gerilă, flămânzilă, setilă, ochilă și păsărilăț lungilă. Împreună, ăștia sunt un fel de Avengers. Dacă în loc de bătălii în spațiu, filmele alea ar avea loc prin satele și pădurile din România a secolului XIX. Cu ocazia asta, merită să menționăm o altă caracteristică a stilului autorului. În basmele generice, personajele nu sunt atât de bine descrise, nu au așa de multe trăsături. La creangă întâlnim o abundență a detaliilor specifice, abundență care ne ajută să înțelegem mai bine cine sunt ăștia și de unde se trag. De exemplu, Ochilă intră în scenă în felul următor. Citat. Poate că acesta-i vestitul Ochilă, frate cu Orbilă, văr primare cu Chiorilă, nepot de soră lui Pândilă, din sat de la Chitilă, peste drum de Nimerilă, ori din târg de la Sălcați, megieși cu căutați și de urmă nu-i mai dați. Am încheiat citatul. Cei șase ajung la împăratul roș și, pe rând, fiecare va ajuta la o treabă de-a împăratului. Mai întâi, Gerilă le răcește casa incandescentă în care trebuiau să petreacă noaptea. Apoi, Flămânzilă și Setilă mănâncă și beau tot ce le-a pus în față împăratul. Apoi, Harap Alb separă macul de nisip cu ajutorul aripii de furnică. Pe urmă, Ochilă, în colaborare cu Păsărilă, prind fata împăratului care se transformă în păsărică și, la final, crăiasa albinelor îl ajută pe Harap Alb să recunoască fata împăratului. După toate astea, are și fata împăratului o provocare, și anume să se întreacă turturica ei cu calul fermecat. Calul câștigă și Harap Alb primește fata. Apropo, toate astea sunt la rândul lor o manevră clasică a basmelor, și anume acțiuni fabuloase. Nu uita să menționez asta în eseul de la BAC. Finalul e destul de dramatic. Pe drum, fata împăratului roș își dă seama că el e fiul craiului și spune asta imediat ce ajunge în fața spânului. Ăsta se enervează și îl
decapitează pe Harap Alb. Calul fermecat îl rezolvă imediat pe spân, aruncându-l din vârful cerului și fata împăratului Roș îl învie pe Harap Alb cu 3 smicele de măr dulce, apă moartă și apă vie. Formula finală cu care se termină Harap Alb e ultima caracteristică tipică a basmelor. Nunta de la final leagă toată povestea și o trece din lumea fantastică în realitate. Asta pentru că naratorul e prezent la petrecere. El e, citat, un păcat de povestariu fără bani în buzunariu. Și petrecerea ține până în zilele noastre, citat, și a ținut veselia ani întregi și acum mai ține încă. Tot aici observăm și un alt exemplu numai bun de descris operele și basmele lui Creangă, și anume umorul. Poți găsi ironie și umor prin toată povestea, dar la final avem un exemplu de autoironie. Citat, un păcat de povestariu fără bani în buzunariu, am încheiat citatul. Și cu asta am povestit Harap Alb și am demonstrat că e un basm cult. La BAC puteți să săriți peste poveste și să menționați doar caracteristicile. Am văzut că în cărțile de comentarii apare doar lista cu caracteristici, dar eu am zis să vă povestesc și basmul. În orice caz, dacă doriți doar caracteristicile enumerate, am scris alt text despre asta în care le-am listat pe toate și le-am identificat atât în Harap Alb cât și în Harry Potter, ca să fie mai distractiv. Textul e pe site, link-ul e în descriere. Ne vedem săptămâna viitoare cu ultimul clip dedicat basmului și anume caracterizarea lui Harap Alb. Pa, pa!